Luni am avut un sistem pentru play și play-out ce respecta tabela Berger pentru șase echipe. Miercuri oficialii de la Casa Fotbalului și-au dat seama că după acest program unele echipe sunt obligate să joace trei meciuri consecutive acasă sau consecutiv trei meciuri în deplasare, iar pe Miercuri a inventat un nou țintar. Doar că la o singură zi distanță, după ce din teritoriu au apărut o serie de contestatari, FRF-ul a revenit la tabela Berger anunțată luni. Nu e normal ce se întâmplă, noi am apucat să facem rezervări la hotel pentru deplasarea la Motru, acum ne pregătim iar de meci acasă sâmbătă viitoare cu Mioveni. Sperăm să rămână definitiv, spun oficialii Olimpiei. Astfel, dacă în weekend Olimpia stă indiferent de care e programul la play-out, sâmbătă viitoare elevii lui Cic vor întâlni acasă ce semioveni. Etapa 3-a, Sădmărenii pleacă la Oradea, în a 4 vine Uta, iar în 5 se pleacă la Minerul Motru.